schimbarea nu poate să provină decât de la generațiile tinere, bazându-se pe experiența generațiilor mai vechi și pe o bază economică solidă. România este o țară care produce oameni inteligenți, excepțional de inteligenți. Față de ce a fost, e mai bine. Față de ce a fost, există speranțe. Șansele României depind de fiecare individ în parte, depind de țara întreagă, depind de decidenții politici, dar ele, România întreagă, depinde din nou, în istorie ei s-a mai întâmplat de vreo 5-6 ori acest lucru, de contextul mondial.